nu știu dacă noi avem datorii. Nu știu, sincer, dacă noi ne-am plătit, o vom vedea. Dar cum vedeți treaba asta? Ce să fac, dacă nu e corect acum, na. Unii au bani, n-au. Na, trebuie să înțelegi și pe ăla care n-are și ăla care își plătește datoriile, nu? Că avem copii și pe timpul ăsta de vară, nu cred că e bine să stăm fără apă. Na, ce să vă zic mai mult. Totuși, mașinile de pe aici sunt puțin scumpe. Întotdeauna știți că sunt sigură că dacă mă duc la primărie și mă interesez, au plătit cei care au mai multe greutăți, sau copii, sau salarii la stat, eu știu, profesor, sau... Și aia care asta nu interesează. Asta e. Cum vedeți treaba asta? Tot se taie gal. Păi nu, nu-i nimic, nu-i nimic normal în țara asta. Vedeți dumneavoastră? Că e aici, că e în altă parte, își fac de cap politicieni. Și mai ales acum, că nici campanie electorală. Păi da, așa se face campanie electorală. Păi da, spuneți, cum vedeți treaba asta? Că se taie gaz, oamenii rămân fără gaz aici. Cum? E o treabă foarte urâtă. E un fel de punere la punct așa oamenilor, știi? Și ce zice? Băi, trebuie să facă într-un fel să voteze tot pe noi. Dar de ce tot se adună datorii? Că văd că aveți niște mașini frumoase aici în parcare. Nu știu, asta nu mai știu. Dar de ce nu vă plătiți facturile? Păi dacă ne-au venit foarte scumpe, în martie mi-a venit 4 milioane și vă dați seama, tăierile astea de salarii, poate o fi mai bine de acum. Pe viitoarele alegeri poate o fi mai bine, vom scăpa. De câte ori vă taie gazul? La ce interval de timp? Păi faceți socoteală, din martie și acum e a doua oară. 4 milioane să vină căldura pe o garsonieră, e foarte mult. În comparație cu cei din oraș care au centrală termică proprie. Dar văd că aveți multe mașini de-astea, nu chiar ieftine. Știu. Prima oară aici când ne-au dat ANL-urile erau numai Daci. Și acum toți au BMW-uri. Sunt bani, înseamnă. Și facturile? Tot mari. Este o problemă care durează de ani de zile. Problema mare este că cei locuitori chiriașii blocurilor ANL, o parte dintre ei nu-și plătesc datoriile. E în mai multe motive. Marea majoritate dintre ele sunt legate de veniturile mici pe care încă le mai au. Încercăm să-i ajutăm cât putem, în sensul că o să facem demersuri către Distigaz o perioadă să-i mai păsuiască, astfel încât cetățenii buni platnici să beneficieze de apă caldă și eventual căldură la iarna care urmează. Au fost sigilate acum? S-au tăiat gazul? Da, cei de la Distrigaz au venit și au închis și sigilat conductele care alimentează centralele de centrala blocului respectiv. Sperăm ca cei care nu și-au plătit datoria către Distrigaz să o facă cât mai repede posibil, astfel încât să beneficieze de condiții de viață decente și dânsii și vecinii care și-au făcut datoria și și-au plătit consumul pe centrala respectivă.